Bună dimineața, domnule premier! Ce mesaj aveți pentru UDMR cu ocazia congresului, iată, în plină criză guvernamentală? Un mesaj foarte clar, să rămână la fel de pragmatic cum a fost și până acum. Și în același timp să rămână același partener puternic și pe care eu mă bazez în această guvernare. Se poartă negocieri între PNL și PSD pentru a salva guvernul pe care îl conduceți? Parlamentul României sunt tot felul de discuții, dezbateri. În acest moment avem un singur lucru cert în România, în politică. O alianță care a început între AUR și USR, iar știm că această alianță AUR-USR încearcă să obțină voturile PSD pentru a da jos guvernul. Asta este ce avem cert în acest moment. Eu mă ocup de guvernare și vezi că guvernăm bine împreună cu partenerii la UDMR. Continuăm aceleași proiecte, am preluat portofoliile celor care au plecat de la guvernare, celor de la USR, și proiectele merg mai departe. Toate proiectele pe care le facem împreună cu cei de la USR le luăm mai departe pentru că sunt proiecte bune pentru români. Ce așteptări aveți de la acest congres? Ceva discuții? Așteptări să fie un congres, să vedem un festival democrației cu adevărat aici la UDMR, pentru că la alte partide s-a dus la festivalul ridicolului. Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, despre congresul PNL, am înțeles că s-ar putea să nu se mai ține cu atâția participanți, au fost ceva discuții? Se ține congresul PNL, se ține, nu există această variantă să nu se ține congresul PNL. Mulțumesc mult de tot! Ok, și noi mulțumim!